Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est, ziua de vineri. O zi cu vânt, se pare, în partea superioară, da, în munți, acolo vuiesc dealurile, deci clar, ori va ploua, ori va ninge, ceva se va întâmpla, se va schimba vremea la noi. O vreme călduroasă, aș spune. Nu a înghețat. Ia să vedem ce mai fac stupii noștri. Nu i-am mai văzut de mult. Am fost tot plecat, am fost tot cu treaba. Haide să vedem ce fac stupii. Avem un 8,8 afară. Și albina nu zboară, da, cum susțin unii. Mi se pare, nu știu cum să spun, la 8 grade sau la 12, să spună unii că zboară albina. O să discutăm acest subiect împreună. 9,7 sus, 31,6 pe cuib și 9,3 pe fundul stupului. Va trece fundant, e vorba. Avem un 15,2 sus, un 31 pe cuib și un 9,8. Da. Pat cald, fund plin. Avem un 30,9 superior, un 34, 30,9 superior, un 34 și un 10,1. Ia uitați aici cum au zburat, da? Cum s-au curățit, ce frumos că nu miroase, da? S-au curățit și coloniile mele. Băi cățel, băi, du-te bă mai încolo și lasă-mă în pace să filmez și eu. Dacă l-are aici pe mine. Băi, tu n-auzi? Ia cască gura să vadă oamenii ăștia ce colți ai. Ia ce ziceți? E puiuț. Și tu? Ia să vedem tu. Tu ce colți ai? Ia să vedem asta. Na, bateți-vă, voi și lăsați. Le bace. Deci bat cald un antibarba. Și hai să mergem și la lada mea. 25, ia uitați ce face. Ia uitați. Vreau să mânce telefonul. Bă! 25,1. Superior, 32,2 și 11,3. Hai să deschid această ladă, partea superioară, să vedem de ce are 25. Ia uziți-o. Ia uitați. A? Servește pe asta, grivei. Nu o desfac. Căldura top, cum zic eu, albina top. Dragii mei, hai să mergem și la căprițe și o să și povestim puțin despre albina. Și o să înțelegeți de ce vă spun lucrul ăsta, pentru că înainte să mă duc la căprițe, vreau să vă arăt un lucru. 9 grade, nu bate vântul, da? Nu bate vântul. Ia uitați acolo. Alunul întoi și albina nu zboară. De ce, dragii mei? De ce? Vă arăt practic, dacă sunt sătul de teorie. Uitați alta lună. Altul. Uitați acolo jos, alta lună. Distanța de la albine, de la colonii, la acești aluni, 100 de metri. 100 de metri, da. Și vă pot arăta în continuare, uitați, sus, acolo, alta lună, da? Și vă pot arăta în continuare, da? Pe o rază de 500 de metri ar avea polen de sândoaie. De ce nu zboară albina? Cum susțin unii că albina la 8 grade, la 9 grade, la... Da, le zboară albina. Dragii mei, în momentul în care la o temperatură așa joasă coloniile zboară, eu nu vreau să supăr pe nimeni și nici nu vreau să zic că unii că sunt aroganți sau nu știu ce. Cele colonii au probleme. Da, o colonie bine structurată, bine tratată, sau vorba bărbosului, vorba mea, o colonie top nu face chestia asta.
Da, nu. Pentru că ea nu merge să se nenorocească. Adică n-am văzut albine sinucigașe. Ele au sistemul lor de de conservare și nu se aruncă ele chiar așa. Nu merg după apă, cum spun unii, că sunt disperate. Păi tot se aruncă în mediul online treaba cu turtele, cu răturtele, după care arată că albinele la temperaturi joase zboară. Păi și sunteți fericiți? Spuneți, măi, dacă sunteți fericiți că vă pierdeți albina. Înseamnă că sunteți fericiți că aveți turte. Nu sunteți fericiți că aveți albina. Adică nu mai știu ce să mai cred, uitându-mă puțin la ceea ce apărați. Albinele sau produsele. Da, pentru mine e o chestie așa pe care un om normal stă și o gândește și zice, bă, stai un pic. Până la urmă, ăștia ce au? Au colonii sau au turte? Chestia că turtele, că mineralele, că nu știu cine face. Nu, dragii mei. Ele ajută. Atât. Da. Ele ajută. Dar de la ajuta până la face o cale mare. Da, vrei să vă arăt cine face? Păi vă arăt dacă vreți să vedeți cine face. Ia uitați-vă aici. Da, ăla de acolo, ăla face puiet. Ia uitați. Ăla de acolo, ăla face puiet. Da? Dar. Da, și vă pot arăta în continuare, spre pădure. Ideea care îi să poată și iese albinele la el. Că dacă albina l-ai înflorit, da. Și mai cine o zi, două, trei, până vine un frig și îl îngheață de două ori. Și next. S-a dus. Păi ce faci atunci? Că aici numai cornul, dacă mai înflorește, că altceva nu are ce. Și scuzați-mă, până înflorește cornul, mai durează vreo 3 săptămâni. Cel puțin, zic eu. Cornul este mult mai târziu. Păi și ce facem până atunci? Și de aici vin discuțiile. Turtă versus orice altă. Păi e normal ca fiecare să dea ceva, pentru că dacă se gândește, bă, dar din ceea ce văd eu, și vă spun sincer, eu văd o chestie de psihoză, chestia asta cu turtele. Da? Mulți cred că dacă nu mai dau turte, vezi, Doamne, nu mai au stupi. Nu, dragii mei, sunt oameni care nu dau niciodată nicio turtă și pentru asta au stupi și au colonii. Iar vă repet, chestia cu temperaturile și albina care zboară la temperaturi joase, acolo sunt probleme de organizare și probleme apicole. Ah, și pun accent pe lucrul ăsta. Acolo este varroa. Acolo sunt familii dezechilibrate, ca să numesc acest termen, să nu jignesc. Ah. Și așa mai departe. Asta e realitatea. Acum, nu trebuie să fiți toți de acord cu mine. Nu suntem toți la același nivel de înțelegere. Hai să vedem dacă căprițele cel puțin ne înțeleg cum stă treaba cu proteina. Da, și am să vă arăt la căprițe o treabă interesantă cu proteina. Ca să băgați la cap. Pentru că acea filmare cu turtele la căprițe a arătat un lucru și acum vă arăt un lucru ce înseamnă administrarea de proteină altor animale, la alte animale în exces. Și acum cei care știu despre ce vorbesc poate să confirme sau să infirme. Dragii mei, bună dimineața, căprițelor, nu v-a fost dor de mine? Acestea sunt căprițele. Da. Se face Arminuța și Doica. Uite, mă așteptau. Ei, căprițele mele au fost fără stăpân. Să spun așa, o perioadă de o săptămână și au avut alt stăpân. Da.
l-a avut pe colegul nostru, da, ca stăpân. Hai căpriț, du-te mai încolo. Și s-a întâmplat un lucru. Da. Hai căpriț, hai, Beca. S-a întâmplat un lucru. Căpițele. Cacea, ca colegul meu, să le dea mai multă proteină la căprițe. Da, ascultați-mă ce vă spun. Le-a dat atât de multă proteină la albine, la căprițe, scuzați. Adică aici de proteină vorbesc de cereale, da? Porumb și așa mai departe. Încât acestei căprițe albe i s-a făcut rău. Știți ce se întâmplă când administrez proteină multă la albine și la alte animale? Da? Căpița. Știți ce se întâmplă? Vă spun eu dacă nu știați. Acele animale se îmbolnăvesc și dau în diarie. Da. Deci, pentru că colegul meu le-a administrat prea mult porumb și prea multă tărâțe, e o realitate ceea ce vă spun eu acum. Căprițele mele au dat în diarie, aia albă, prima dată. Eu i-am spus doza, el nu a respectat-o și de acolo a rezultat problemele. Dragii mei, așa este și la albine. Aceste turte care se întrec în fel și fel de proteine și mai nou încep să apară care au mai multă proteină, de la 5 la 10, de la 10 la 12 și acum apar și de ea cu 15 și vor tot apărea. Da. Și după care vă întrebați de ce coloniile voastre sunt top. Păi vă spun eu de ce. Și băgați bine la cap. Știți ce se întâmplă cu căprița în momentul în care dă în diarie? Ia uitați-vă la ea. Slăbește. Da. O căpriță care face diarie slăbește și îi se poate cauza chiar moartea. Dacă nu sunt medic, dacă nu este medicamentată și nu este tratată corespunzător. Să știți că diferența la colonii nu e mare față de aceste căprițe. Poate mulți o să mă judecați și mulți o să mă blamați sau cum vreți voi. Dar eu vă arăt o realitate, da, din zootehnie. Bun, dragii mei, ne mai auzim, ne mai vedem. Încă lumea o fătată, sper să fete. Și ce să mai zic, toate acestea fiind spuse, vă doresc o zi frumoasă și vorba mea, mai bun e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Aveți grijă la proteină.